Eu cred că putem începe. Stimate domnule director, stimați colegi, începem masa rotundă dedicată zilei comemorării victimilor foametei organizate din anii 1946-47. Și la începutul acesteia propun să păstrăm un minut de reculegere în memoria victimilor regimului totalitar comunist. Vă mulțumesc. În începutul mesei rotunde ofer cuvântul directorului Institutului de Istorie, domnului doctor habilitat Gheorghe Cojocaru. Domnul profesor, vă rog. Mulțumesc. Bună dimineața. Bună ziua, stimați colegi. Masa noastră rotundă de astăzi, sau conferința pe care am inițiat-o la Institutul de Istorie, prin bunăvoința secție de istorie contemporană a domnului Virgiliu Umbărlădeanu, șeful secției, împreună cu colegii de la Facultatea de Istorie a Universității de Stat, împreună cu colegii de la Universitatea de Stat Aleppo Rousseau din Bălți. Această conferință, la 75 de ani de la încheierea ravageilor foamete organizate din 46-47, este o ocazie pentru a aduce un omagiu oamenilor care și-au pierdut viața, care au suportat acele acțiuni inumane, criminale din partea autorităților comuniste de atunci și foamea aceea care a lăsat cimitire întregi de oameni decedați. Sute de mii de oameni au decedat, așa conform datelor statistice pe care le-au cules cercetătorii acelui fenomen îngrozitor din istoria noastră. Este vorba de o cifră îngrozitoare pentru o populație de 2 milioane și ceva de oameni la acea dată, la anul 1947, și-au pierdut viața copiii, tineri, bătrâni, femei, oameni în toată puterea, așa, fără nicio vină și exclusiv din cauza atitudinii criminale a unor autorități care, în loc să-i ajute, le-au măturat podurile, așa cum se spune la noi, le-au măturat podurile și au lăsat fără o felie de pâine, așa, pentru ca să se poată autosalva. Hotărârea Parlamentului cu privire la comemorarea în fiecare an, în a treia sâmbătă a lunii aprilie, a victimelor foametei organizate, este un omagiu pe care îl aduce statul, un omagiu pe care noi de fiecare dată l-am onorat prin studiile, conferințele, atitudinea noastră ca istorici, ca cercetători ai trecutului și astăzi când marcăm 75 de ani de la foametea organizată, această hotărâre a Parlamentului, sigur că ne bucură, o salutăm și vedem în ea o dovadă a unei atitudini responsabile față de trecutul istoric, o condamnare explicită a ororilor prin care am trecut și o încurajare a cercetătorilor de a cunoaște și de a spune adevărul despre trecutul nostru. Hotărârea Parlamentului ne oferă totodată și o satisfacție morală, pentru că noi cam de vreo 3 decenii încoace am tot scris, am valorificat sute și mii de dosare în care se conțin aceste pagini dramatice, tragice despre foamete, despre oamenii care au
comis acte îngrozitoare pentru a-și salva familiile și am spus la diverse conferințe despre aceasta, și la radio, și la TV, și la peste tot, la conferințe, întâlniri naționale și internaționale. Am scris, am publicat și iată că adevărul, așa, picătură cu picătură, a contribuit la asumarea acestei pagini tragice din istoria noastră și la consfințirea acestui adevăr printr-un act juridic de mare importanță, printr-o hotărâre a Parlamentului. Totodată, eu cred că este cazul astăzi, când marcăm pentru prima, când comemorăm pentru prima dată, iată, din această perspectivă, acel fenomen al foametei, astăzi este cazul să amintim că și colegii noștri de la Institutul de Istorie, dar și de la alte instituții, și-au adus contribuția la recunoașterea oficială și la consacrarea oficială a acestui fenomen. Și în primul rând aici aș vrea să aduc mulțumirile noastre colegilor care au studiat din 90 încoace, au studiat acest fenomen. Și în primul rând mulțumirile noastre domnului Anatol Țăranu, profesorul Ion Șișcanu, domnului Anatol Petrencu, domnul profesor Andrei Smochină, domnul academician Valeriu Pasat, doamne Lidia Pădurea, care știm că scrie o teză de doctor habilitat consacrată foametei, altor colegi, domnul Virgil Bârlădeanu, care de ani de zile are un proiect, așa, pe care îl desfășoară în diverse localități și adună memorii de mare însemnătate, de mare importanță, memoriile oamenilor care au trecut prin acele grele încercări. Și alți colegi au scris despre aceasta. Unii dintre ei nu mai sunt printre noi. Regretatul Anton Moraru sau Nicolae Mobeleanu, mai tineri, mai în vârstă, așa, care au contribuit la cunoașterea acestui fenomen și care au spus adevărul. Au spus adevărul despre ce s-a întâmplat atunci. Noi întotdeauna ne-am propus să cunoaștem faptele în baza documentelor de arhivă, în baza memoriilor, în baza relatărilor celor care au trecut prin acele clipe groaznice, să studiem și să spunem adevărul. Și scopul nostru acesta a fost. Noi, ca profesioniști, cu aceasta ne ocupăm, încercăm să ne punem cunoștințele și studiile pe care le elaborăm în serviciul societății. Dar scopul acesta ar fi ca, cunoscând, prin cunoașterea adevărului, să nu permitem repetarea trecutului dramatic și tragic. Din păcate, iată că astăzi, văzând ce se întâmplă în Ucraina, e un război cumplit, văzând prin ce drame și tragedii trece azi poporul ucrainean, iată, în acest context apar tot mai des avertizări că umanitatea, nu numai Ucraina, dar lumea întreagă astăzi ar putea trece prin acest fenomen al unei noi foamete la scară planetară. Ucraina, conform unor date statistice, livrează cam 70% din grâinele planetei. Împreună cu Rusia, deci, ar fi vorba de 30% din grâinele, din cerealele pe care le produce aceste două țări, și grâine care în special merg către zona Africii, țările arabe, Turcia, Egipt, zona Pacificului. Și iată că în cazul unei asemenea drame, foametea ar putea cunoaște deja, s-ar putea extinde la scară planetară și lumea nu se știe cum va reacționa, ce se va întâmpla, ce se va întâmpla cu lumea întreagă, ce se va întâmpla cu noi.
Deci trăim momente iarăși de o maximă gravitate și noi ca specialiști, ca oameni care cunoaștem ce înseamnă în realitate foametea, la ce poate duce foametea, ce consecințe poate lăsa foametea, noi suntem sigur categoric împotriva unor asemenea fenomene și ne exprimăm și cu această ocazie crezul nostru că pentru pace și împotriva războiului. Trebuie să fim totuși optimiști pentru că această interdependență economică globală, care poate fi ușor dată peste cap și care generează riscul despre care am vorbit, inclusiv acest risc al foametei, totuși interdependența aceasta economică globală creează și oportunități. Astăzi nu mai suntem închiși după hotarele din sârmă ghimbată, suntem societăți libere, democratice și datorită acestor legături cu lumea liberă, democratică, putem spera că în orice situație vom fi ajutați, ni se va întinde o mână de ajutor, așa cum deja se întâmplă, vedem toate aceste ajutoare pe care le recepționăm din partea partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova și trecutul nu se va repeta, pentru că atunci a fost o societate închisă, totalitară, închisă în perimetrul unei sârme ghimbate și din cauza regimului comunist, stalinist, totalitar, oamenii au avut de suferit. Astăzi situația este alta și posibilitățile de rezistență împotriva unor asemenea intemperii istorice sunt cu mult mai mari. Prin urmare, estimați colegi, iată, am făcut această comparație între ceea ce s-a întâmplat 75 de ani în urmă, ceea ce se întâmplă astăzi și trebuie să ne păstrăm optimismul că istoria totuși se va îndrepta înspre un orizont frumos, spre un orizont pe care ne dorim cu toții. Profit de ocazie pentru a-i mulțumi domnului Geu Bărladeanu încă o dată pentru ideea de a organiza această dezbatere și vă mulțumesc tuturor celor care v-ați înscris în program, celor care aveți de gând să participați și ca întotdeauna dați-mi voie să, mulțumindu-vă, să vă doresc mult succes. Mulțumesc. Mulțumim, domnule profesor. În calitate de moderator, trebuie să spun că sesiunea noastră este înregistrată, apoi înregistrarea ei va fi accesibilă pe site-urile de specialitate. Veți putea găsi adresa înregistrării date pe site-ul Institutului de Istorie și sper eu că va fi de folos nu numai specialiștilor, dar și publicului larg. La fel aș vrea să rog colegii care vor participa la masa rotundă cu comunicări și intervenții să păstrăm un regulament în care cei care vor avea comunicări să o facă maximum 15 minute, 10 minute intervențiile. Ne-am gândit că misiunea acestei mese rotunde este să pună sau să punem împreună pe tapet în discuție problemele cercetării, să semnalăm societății problemele cercetării, acestei pagini triste din istoria noastră, dar totodată să punem în discuție și problemele care există în domeniul comemorării victimilor regimului totalitar comunist și dacă vorbim în acest context de foametea din 46-47, trebuie să constatăm că există locuri și momente care și este foarte mult de lucru încă. În primul rând, din cele mai importante și mai complexe și problemele care stau la suprafață, aș remarca lipsa cunoașterii acestei probleme și acestui episod pe arena internațională, în străinătate, este mai puțin cunoscută. Și aici cred eu că avem foarte mult de lucru pentru a difuza aceste cunoștințe și ca lucrurile astea să devină cunoscute și peste hotare și colegilor din alte țări,
Vorbeam în acest context cu colegii noștri din Lituania, la Centrul de Studiere a Crimelor Regimului Totalitar Comunist, și ei spuneau, haideți să promovați această inițiativă în Parlamentul dumneavoastră, iar noi, din partea noastră, vom promova în Seimul Lituanean ca să recunoască și sigur că vom reuși, pentru că lucrul ăsta s-a făcut în contextul Holodomorului din Ucraina și acest lucru este important și pentru dumneavoastră, dar și pentru toată lumea care trebuie să cunoască aceste crime care s-au produs în perioada de ocupație, perioada regimului totalitar comunist. A doua problemă care stă la suprafață și eu vreau să o semnalez chiar la începutul acestei mese rotunde, este lipsa unui loc al memoriei, unui loc de referință care să vorbească societății despre această pagină tragică, un loc de referință în dialogul dintre comunitățile memoriei. Nu avem nicio loc, nicio piață, nicio placă comemorativă, un monument sau altceva care să vorbească societății în întregime și să dăinuie, să fie un mesaj pentru toți și la care să ne putem referi în existența acestor comunități, uneori chiar concurențiale, referitor la trecutul nostru. Deși putem constata că colegii noștri istorici, dar nu numai, și oamenii de cultură și-au făcut datoria și au lucrat în această direcție, s-au scris cărți, colecții de documente, s-au scris opere, s-au publicat foarte multe lucruri, dar la nivel de guvernare, de clasa politică, majoritatea lor au preferat să păstreze o tăcere și dar nu s-a făcut nimic. Deci încolo avem foarte multe lucruri de făcut, dat fiind faptul că vedem că există o anumită deschidere a guvernării spre această problemă și poate masa rotundă de astăzi va veni cu propuneri în această direcție, care sper eu că vor fi luate în considerație, dar misiunea noastră de istoric să semnalăm și societății totodată aceste probleme. Ofer în acest context cuvântul distinsul nostru coleg, domnul dr. Anatol Țăran. Vă rog, domnul profesor. Eu am găsit microfonul. Da, vă mulțumesc și eu vă salut pe toți stimați colegi și eu cred că masa rotundă de astăzi este una extrem de importantă și foarte bine că Institutul de Istorie a reacționat operativ la ultimele mutații făcute pe scena politică. Acum mă refer la decizia Parlamentului privind comemorarea victimilor foamei post-belice. Era firesc ca noi istoricii să fim printre primii care am reacționat la această mișcare politică. Aici nu pot să nu-mi aduc aminte că încercarea de a institui o acțiune de comemorare a victimilor foamei din 46-47 s-au întreprins chiar din primii ani de existență a Republicii Moldova independente. Încă în primul parlament au existat asemenea inițiative, însă ele nu au avut sos de izbândă din simplu motiv că parlamentul totuși era dominat de acea parte a societății moldovenești care era reprezentată de fosta nomenclatură sovietică și comunistă, care au rămas atunci, dar și pe parcursul anilor, profund și foarte solid ancorați în ceea ce se numește mentalul sovietic. Și în 2007 s-a încercat în Parlamentul de Legislatura 2005-2009 să se pună pe tapet această inițiativă despre formarea unei comisii parlamentare privind elaborarea unei aplicări politico-juridice despre foamele din 46-47, dar nici atunci majoritatea comunistă nu a
fost de acord cu asemenea abordare și inițiativa nu a avut succes. Este semnificativ că acum, în condițiile unui parlament în care domină forțele pro-europene, până la sfârșit, a reușit acest lucru și vreau în numele istoricilor să salut această decizie politică a majorității parlamentare, dar cu o anumită stupefacție să constat că această decizie nu a fost votată de tot Parlamentul. A existat, deci, opoziția socialist-comunistă și șoristă s-a eschivat de a vota această hotărâre a Parlamentului, în așa fel, solidarizându-se cu acele forțe care continuă să interpreteze evenimentele tragice din 46-47 ca un eveniment nesemnificativ, ca un eveniment care nu trebuie să fie luat în considerare. De fapt, prin acest vot, opoziția socialist-comunistă s-a plasat pe pozițiile forțelor antinaționale, forțelor care, de fapt, se manifestă împotriva a ceea ce se numește statul Republica Moldova. Și în acest context vreau să menționez că, de fapt, istoria, inclusiv și în primul rând, poate, deci evenimentele cele mai importante ale istoriei naționale este ceea ce redă identitatea unui popor în formula cea mai autentică. Istoria este un element a identității naționale, fără de care nu poate să existe un popor. Tot, istoria este o oglindă în care nu pur și simplu se reflectă trecutul națiunii, dar se reflectă percepțiile sau percepțiile unei oamenilor despre ceea ce îi unește și îi face să fie un tot întreg. Din acest punct de vedere, pamintea din 46 și 47, indiscutabil, este un eveniment care nu poate să nu fie perceput anume în acest context, în contextul consolidării identității naționale în spațiul românesc la Est de Prut. Aici e bine să ne aducem aminte că în Ucraina vecină, Holodomorul din 32-33 a fost acel eveniment istoric care practic a servit ca un ciment de consolidare a ceea ce se numește națiunea ucraineană și de fapt însăși acțiunea pe care au întreprins-o legislatorii ucraineni atunci când în 2006 le-a reușit să scoată în plan internațional tema Holodomorului ca rezultat Holodomorul ucrainean a fost recunoscut de mai multe state ca un act de genocid împotriva poporului ucrainean. Din păcate, Republica Moldova nu s-a alăturat la acest demers internațional, ceea ce vorbește despre aceea că politicul moldovenesc, pe parcurs de 30 de ani, rămânea captiv acelor percepții, acelui arhetip de gândire și de comportament care era caracteristic pentru ideologia sovietică. Cu tristețe sunt nevoit să constat că Uniunea Sovietică a căzut în 1991, s-a prăbușit, dar în mentalul multor moldoveni, multor cetățeni moldoveni, Uniunea Sovietică continuă să trăiască până în ziua de astăzi. Și, din păcate, acest mental sovietic periclitează într-o formulă extrem de gravă ceea ce se numește unitatea poporului și ceea ce se numește identitatea națională în acest spațiu. Acum, ca să mă refer nemijlocit la tema pe care astăzi o abordăm, tema foametei, vreau să vă spun că, și noi cunoaștem toți acest lucru, istoricii din Republica Moldova au fost printre primii din spațiul sovietic care au abordat sistemic problema foametei și aici în primul rând mă refer la colecția de documente care a fost editată în 1993, prima de acest fel în tot spațiul sovietic și de fapt toate studiile, toate monografiile în problema foametei
din 46-47 care au apărut în acest spațiu în permanență fac referire la acest fapt că anume inițiativa și aportul istoricilor din Moldova au servit ca un imbolt serios pentru toată cercetarea din spațiul sovietic în ceea ce privește tema foamei din 46-47. Acum, care a fost principalul argument pe care l-a invocat opoziția comunist-socialistă, de ce n-au votat hotărârea Parlamentului privind comemorarea famintei? Ei au fost împotriva a ceea ce se numește famintea organizată din 46-47. Apropo, acest moment al acestui eveniment, el trezește anumite dezbateri, inclusiv în mediul de cercetătorilor. Eu cunosc colegi de-ai mei care mă abordează și discutăm în contradictoriu asupra acestui element care este caracteristica famintei din 46-47, famintea organizată. Această caracteristică este pusă sub semnul întrebării de acei care în mare parte sunt apologeții sistemului sovietic de gândire, datorită acelui moment că famintea din 46-46, famintea postbelică, s-a desfășurat pe fundalul unei seci de complete care au lovit spații imense în toată Uniunea Sovietică, dar Republica Moldova sau Moldova Sovietică de atunci a fost afectată de acest secet aproape că în întregime. Poate doar raioanele din nord puțin au suferit mai ușor acest fenomen, pe când raioanele de sud și centru au fost afectate foarte greu, grav de secetă. Plus la toate, seceta a fost agravată, sau situația agricolă a fost agravată nu doar de secetă, dar și de ruină de după război, chiar dacă această ruină, în mare parte, pentru agricultura Republicii Moldova, este cam exagerată în anumite lucrări, cel puțin în acele care se refereau la perioada sovietică. Aici, în primul rând, fac referință la acei martori oculari care au trecut prin Moldova în 44-45, în timpul războiului, și eu în studiile mele am făcut referință la amintirile marelui scriitor rus și belorus Vasile Băcov, care în timpul războiului a fost un locotenent în armata sovietică și a trecut prin Moldova, a participat la operațiunea Iași-Chișinău. Și el în amintirile sale menționa despre o anumită abundență de produse alimentare care existau în Basarabia, în timpul când pe aici trecea armata sovietică în 44-45. Ei se minunau, fiindcă armata sovietică a trecut prin Ucraina, unde era un adevărat pârjou și unde sărăcia la sate era una lucii, iar situația din Basarabia, în acest sens, se deosebea de ceea ce era în Ucraina. Se aduce aminte că Ucraina a fost parte a Uniunii Sovietice, iar Basarabia a fost o perioadă foarte scurtă, doar în 40, partea Uniunii Sovietice, și aici nu a existat sistemul de colectivizare. Asta este unul la mână. Și al doilea lucru pe care trebuie să mă menționez neapărat, toate documentele pe care le avem la îndemână vorbesc despre aceea că armata sovietică, care a intrat în Basarabia în 46-44, a avut un comportament față de populația autohtonă, ca față și față de acest teritoriu, ca față de un teritoriu ocupat. Aici s-au dedat la foarte multe abuzuri, ca să vă spun atrocități, ceea ce a lovit serios în baza materială a satului și, în primul rând, în aprovizionarea cu produse alimentare. Încă un moment la care vreau să mă refer și care ține iarăși de ceea ce se numesc studiile noastre în problema foamei din postbelice. Noi istoricii am menționat faptul că Moldova se găsește în zona agriculturii neasigurate cât au fost urmărite sistemic starea climaterică în Basarabia, începând cu 1854 și până în 46, în această perioadă de mai puțin de 100 de ani, 33 de ani, au fost secetoși.
Între care două secete majore au fost una în 1892 și una în 1946-1947. Deci populația a acumulat o experiență de contracararea acestor calamități care se numesc secetă și populația s-a învățat să supraviețuiască în cazul acestor calamități. Din păcate, această experiență nu a ținut în 1946-1947 și de simplu motiv că a fost schimbat radical sistemul de economic, sistemul de organizare a vieții la sate, care a trecut de la proprietate privată la ceea ce se numește sistemul sovietic de organizare a economiei și a vieții cotidiene. Ca rezultat, toată experiența acumulată de secole a populației nu a fost capabilă sau a devenit neutilizabilă. De simplu motiv că s-a făcut ceea ce s-a făcut. Rezervele de hrană care erau predestinate în fiecare familie țărănească pentru asemenea calamități, cum sunt secetele, ele au fost epuizate prin politici de rechiziție exagerate la care s-a dedat statul sovietic. Ca rezultat, oamenii și, în primul rând, satele s-au confruntat cu foamea în condițiile când seceta a fost una foarte gravă, iar rezervele de produse critice care dintotdeauna erau în gospodăriile țărănești nu mai existau datorită acestor rechiziții exagerate. Asta este una la mână. Și al doilea lucru. Seceta cu adevărat a fost foarte cumplită. În aceste condiții, în afară de experiența acumulată de gospodăriile țărănești, există dintotdeauna și rolul statului în contracararea calamităților. Din păcate, statul sovietic nu numai că nu a participat la ajutorarea satelor, dar prin politicile sale, practic, a adus starea lucrurilor până la linia critică și, în rezultat, au murit oameni într-o formulă absolut catastrofală. Iarăși, noi istorici am atras atenția că seceta în egală măsură a lovit Moldova istorică, adică Moldova de pe ambele maluri ale Prutului. Și dacă în Moldova românească, Moldova de-a dreapta Prutului, tot a existat foamete, a existat subnutriție, însă acolo mortalitatea populației a atins sute, în cel mai rău caz, mii de oameni. Pe când în Basarabia, în aceeași situație climaterică, mortalitatea a atins cote de sute de mii de oameni. Și asta vorbește despre aceea că statul nu numai că nu a ajutat, nu practic s-a eschivat de la ajutoare, dar a creat prin politicile sale condiții pentru ca foamea să aducă la aceste consecințe tragice, la o mortalitate în jur de 200 de mii de oameni. Și aici iarăși este bine să menționăm că încercările, hai să spunem așa, apologeților sistemului sovietic de a nega implicarea statului sau regimului sovietic în declanșarea foametei nu țin și nu rezistă în fața datelor documentare. În primul rând, Moscova foarte bine cunoștea ce s-a întâmplat în Moldova Sovietică în 1946-1947. Istoricul Valeriu Passat a introdus în circuitul științific datele care au fost culese din arhivele de la Moscova și care vorbesc despre faptul că în 1946-1947 organele respective, în primul rând Procuratura, Serviciile Secrete, au informat Moscova de într-un număr de aproape 2000 de cazuri despre ceea ce se întâmpla în Moldova. Că conducerea politică de la Chișinău cu mare întârziere informa Moscova despre starea lucrurilor pe teren, asta e cu totul altceva și ține de caracterul funcționării sistemului sovietic, sistemului stalinist, dar Moscova foarte bine cunoștea ce se întâmplă în Moldova și încercarea de a spune că foamea în Moldova responsabile sunt doar cadrele de pe loc, este o exagerare, ca să nu spunem un fals.
Și un lucru la care vreau să mă refer, în timpul foamei, practic, Uniunea Sovietică a refuzat ajutoarele din exterior, ceea ce, de exemplu, a ajutat foarte mult României să contracareze foametele din 1946-1947. Și încă un moment la care vreau să mă refer, intervenția organelor centrale de la Moscova prin Comisia Kosygin, care a sosit în Moldova în februarie 1947, nu a adus la o ameliorare simțitoare a stării lucrurilor, dar și aici despre asta vorbește faptul că în luna martie și aprilie mortalitatea a ajuns la cotele cele mai mari din toată această perioadă. Și faptul că în depozitele Uniunii Sovietice se păstrau 10 milioane de tone de pâine, pe când pentru ca să fie salvată populația Moldovei de mortalitate excesivă, era nevoie de o cantitate de 200-300 de mii de tone. Însă statul sovietic, în loc să ajute proprii cetățeni, în acești ani, în 1946-1947, a exportat spre regimurile vasale din țările vecine, inclusiv spre România, o cantitate de 2.500.000 de tone de cereale. Deci, regimul sovietic, categoric, nu era interesat să păstreze viețile oamenilor sovietici, acesta era sistemul, ei se conduceau în exclusivitate de considerente ideologice și de altă natură. Și în final, trebuie să constat că în Republica Moldova deșteptarea poporului prin conștientizarea adevărului despre ce este cea mai tragică filă a istoriei naționale, foamele din anii 46-47, continuă confrunte cu o ripostă învârșonată a colaboraționiștilor din tabăra a ceea ce numim nou imperialismul rus, care astăzi a preluat schemele ideologice ale fostei Uniunii Sovietice. Și deci faptul că în Republica Moldova se găsește forțe politice considerabile, reprezentate în Parlament, se opun unui asemenea act, cum este comemorarea victimilor foamei postbelice, una din cele mai tragice, dacă nu cea mai tragică, filă din istoria noastră națională recentă, vorbește despre o maladie serioasă care a atacat societatea moldovenească și fără ca această maladie să fie vindicată, este puțin probabil că statul Republica Moldova are capacitatea să se realizeze ca un stat independent în care există o coeziune pe interior, adică există ceea ce se numește o națiune, fără de care niciun proiect major nu poate fi realizat. Din acest punct de vedere, consolidarea identității în societatea moldovenească, fără ca să fim capabili să conștientizăm la justă valoare tragismul evenimentelor din 1946-1947, este imposibil. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnul profesor! Sigur că avem în vedere și în contextul acestei pagini de istorie, vorbim despre o traumă, o traumă colectivă transmisă din generație în generație, un lucru ca și o crimă a regimului care, evident, trebuie pus în discuție, trebuie analizat la justa lui valoare. Și domnul doctor Anatol Țăranu este un cercetător, reflexie căruia se bazează pe studii, un studiu de lungă durată și publicații, un volum consistent de documente care se referă la această temă și care continuă să fie un izvor, o sursă de analiză, de cercetare pentru cercetători, dar eu cred că trebuie să fie și o sursă de informare pentru societate. Vă atrag atenția asupra acestui volum, care merită toată atenția noastră. Oferim cuvântul domnului profesor Ion Șușcanu,
pentru următoarea comunicare. Vă rog. Doamnelor și domnilor, onorată asistență, antivorbitorii mei, colegii mei, de fapt, colegii noștri, au vorbit deja despre actualitatea problemei, despre importanța ei chiar în zilele noastre, așa, importanța comemorării acestei probleme. Și, parțial, au vorbit și despre gradul de cercetare a acestei probleme, dar și despre sarcinile care stau încă în fața istoricilor și cred că vor sta permanent de-a lungul anilor viitori. Eu, în comunicare, dacă putem numi așa, care voi prezenta, am să vorbesc despre fenomenul propriu-zis, adică foametea din anii 46-47 în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, ca o parte a fenomenului foametei din 46-47 în întreaga Uniune Sovietică. Foametea din 46-47 a constituit una din cele mai secrete episoade din istoria Uniunii Sovietice. Toate informațiile privind dimensiunile acestei calamități sociale știm foarte bine, adică cei mai în vârstă, da, erau clasificate. Vâlul de confidențialitate a fost atât de dens încât despre foamete a fost interzis să scrie sau să vorbească în general. În literatura de specialitate din Uniunea Sovietică, primele referințe la foametea din 46-47, extrem de timide, au apărut abia în 1988. Foametea a fost rezultatul a trei cauze principale. Foametea din 46-47, la ea mă refer. În primul rând este vorba de dificultățile de după război. În al doilea rând este vorba despre seceta din 1946, a vorbit și domnul Țăran despre asta. Și în al treilea rând, bineînțeles că este vorba de rechizițiile produselor agroalimentare promovate în raport cu colhozurile și sovhozurile din stânga Nistrului, dar mai ales în raport cu gospodările țărnești individuale dintre producționistul din Basarabia. Numai primele două cauze ar fi fost suficiente pentru a aduce populația la limita supraviețuirii. A treia cauză, rechizițiile, nu trebuiau acceptate în niciun fel. Guvernul sovietic însă, invocând seceta și pericolul agresiunii din partea foștilor aliați, americani în primul rând, de fapt a acceptat foamete în scopul păstrării rezervelor de cereale pentru a le vinde în străinătate. În 1946-48, Uniunea Sovietică de foame și de boli cauzate de această foame, inclusiv epidemii de tifos, au murit circa 2 milioane de oameni. Alte milioane de oameni au rămas mutilați în urma consumului de surogate. Ansamblul de probleme privind foametea din primii ani post-Brej din Regiunea Moldovenească a fost obiectul cercetării mai multor lucrări apărute în ultimele două decenii, ultimele trei decenii, da? Despre aceasta a vorbit și domnul Cojocaru și domnul Țăranu. Eu nu mă voi opri asupra acestui aspect. După război, agricultura RSS moldovenești era reprezentată de colhozuri, spuneam, și sovhozuri de pe malul stâng al Nistrului, dar și de gospodăriile țărnești individuale din cele șase județe ale Basarabiei. Acestea, din urmă, erau principalii furnizori de cereale la stat. În primăvara anului 1944, odată cu intrarea trupelor sovietice pe teritoriul românesc, în baza legilor adoptate în 40, gospodăriile țărnești individuale au fost impuse la predări obligatorii a produselor agricole la stat. În anul următor, deci în 45, la 9 aprilie chiar 45, Consiliul Comisarilor Poporului și Comitetul Central Bolșevic din Moldova au adoptat două hotărâri speciale privind predarea obligatorie la stat a cotelor de cereale. Cereale, floarea soarelui, cartofi, soia și fân, dar și de carne, ouă, lapte, brânză, lână, de către gospodăriile țărănești individuale din cele șase județe ale RSS moldovenești. Executarea obligațiilor stabilite prin hotărârile menționate era considerată datorie primordială a fiecărei gospodării țărănești și trebuia să fie efectuată necondiționat în termenii fixați din recolta treierată în primul rând. În cazul în care gospodăria țărănească nu îndeplinea obligațiile în termenul stabilit, era impusă unei amenzi echivalente cu prețul de piață a cantității de produsele nelivrate. În același timp,
din gospodărie țărănească, odată cu amenda, era luată în mod obligatoriu și cantitatea neachitată. Dacă țăranul confiscau produsele recoltate, se împotrivea, el era tras la răspundere conform articolului 58 și 58 prim al codului penal al RSFSR. Este vorba de codul penal, compartimentul crime împotriva statului, capitolul 1. Capitolul 1 se numea crime contrarevoluționare. Așa. Acum, având în vedere că în anul 44 colhozurile din stânga Nistrului și gospodările țărănești depășise planul de livrări obligatorii la stat, în 44 planul a fost îndeplinit cu 107%. Pentru anul 45, când Moldova Sovietică era deja lovită de secetă, cantitatea planificată a livrărilor obligatorii de produse agroalimentare a fost majorată. La 13 iulie 45, instituțiile superioare ale Uniunii Sovietice au adoptat hotărârea cu titlul cu privire la planul anual de colectare a cerealelor din recolta anului 45 în RSSM, prin care obliga conducerea Moldovei Sovietice să colecteze și să furnizeze statului 272.000 de tone sau 1.700.000 de puduri de cereale. Și în acest an planul a fost depășit. Deci, dar colectările forțate ale produselor alimentare din 45 vor constitui cauza principală a declanșării foametei din iarna 45-46. La începutul lui 46 era limpede că agricultura din Moldova Sovietică, urmarea secetei cumplite de-a lungul anului precedent, va fi total compromis. Cu toate acestea, Moscova a stabilit pentru Moldova Sovietică planul contribuției obligatorii din recolta anului 46. Și la 26 iulie 46 a fost adoptată hotărârea Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și a Consiliului de Ministri cu titlul cu privire la planul anual al livrărilor obligatorii din recolta anului 46 în RSSM, semnată de Stalin, Jdanov, așa și conform planului Moldovei Sovietice se stabilise contribuția de cereale din recolta anului 46 în cantitate de 10.059.000 de puduri sau 161.000 de tone. Hotărârea obliga Consiliul de Ministri a Moldovei, citez, să îndeplinească exact și onorabil planul de livrări obligatorii, deoarece în anul curent, așa, adică în 46, datorită condițiilor meteorologice nefavorabile și prin urmare a stării semănăturilor în regiunile atenției, în regiunile Tambov, Kursk, Voronezh și Oriol, a trebuit să reducem planul anual de livrări obligatorii a cerealelor. Am încheiat citatul. În hotărâre nu se spune nimic despre situația tragică existentă în Moldova Sovietică. Se sublinia însă că Consiliul de Ministri și președintele acestei Kova, Comitetul Central și primul secretar Salogor, și împuternicitul Moscovei pentru colectările de cereale în RSSM Sâci, deveneau responsabili în fața Consiliului de Ministri și a Comitetului Central al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică pentru îndeplinirea planului intern stabilit. Așa, în acest mod, Moscova a fixat pentru RSSM Moldovenească planul livrărilor obligatorii de cereale. La 5 iulie, Consiliul de Ministri al RSSM și Comitetul Central, în conformitate cu indicațiile din Moscovei, au aprobat planul de livrare a cerealelor pentru județele și raioanele Moldovei. În acest context, la 7 iulie, în ședința plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei, Kashnikov, secretar al Comitetului Central în Agricultură, a prezentat raportul cu privire la sarcinile organizațiilor de partid în vederea îngrijirii semănăturilor, atenție, semănăturilor, recoltării cerealilor și colectării de produse agricole, în care cerea responsabilitatea structurilor partidului și al statului sovietic pentru îndeplinirea planului. În scopul forțării îndeplinirii planului în raioane și sate au fost trimise, în calitate de puterniciți, au fost trimiși membri ai Comitetului Central și Guvernului, diversi funcționari din structurile județene de partid și de stat. Reprezentanții aceștia, veniți în sate, comiteau fără de legi și efectuau percheziții, confiscau averea, arestau și băteau țăranii. În condițiile foamete, regimul comunist, în loc să acorde, s-a spus aici, ajutor înfometaților, a amplificat și intensificat acțiunile de represare. Numai în 46 au fost înveniți de sustragere, citesc, de la obligația de a livra cereale la stat, așa, încheie citatul și în conformitate cu articolul acela care v-am spus eu din codul penal 51, partea 1,
Deci au fost arestați și trimiși la închisoare pe termene de la 1 la 10 ani 409 țărani. Pe de altă parte, din multe gospodării țărănești, apreciate ca fiind chiaburești, deși încă nu existau criteriile de apreciere a gospodărilor chiaburești. A fost confiscată averea, altele fiind private, chiar și de dreptul de vot, alte gospodării țărănești. Datorită acestor activități, planul de predare a cerealilor în 46 a fost realizat cu 101,5%. Precizăm că în același an, 46, în Uniunea Sovietică au fost colectate 16 milioane tone de cereale, ceea ce constituia doar 77% din plan. Deci, repet, fac 101,5% în Moldova Sovietică, 76,7% în general pe Uniunea Sovietică. Iată rezultatele activității structurilor de partidizat în RSM. Prețul acestei realizări bolșevice, între ghilimele, a fost realizări, între ghilimele, bolșevice fără ghilimele. A fost tragedia satului Basarabian. Conform informației trimise la 27 februarie 46 lui Kosygin, care era adjunctul președintelui Consiliului de Ministri a Uniunii Sovietice, în RSSM erau bolnave de distrofie 222.300 de persoane. Iar la 20 martie același an, numărul bolnavilor oficiale înregistrați erau de 238.914. În județul Cahul, de exemplu, de distrofie se îmbolnăviseră 27% din populație. 70% din populația Republicii Sovietice Socialiste Moldovene era lipsită de orice fel de produse alimentare. În 45, în Moldova Sovietică au murit 82.000, în 46, 64.000, iar în lunile ianuarie-iulie 47, 132.526 de persoane. Asta conform documentelor de arhive găsite până în prezent. Numai în 18 zile, deci de la 4 la 21 februarie 47, au decedat de distrofie 6.645 de persoane. Iar în iulie, în lunile noiembrie 46, martie 47, din numărul total de 84.282 de decedați, circa 60.000 au murit de distrofie. În perioada septembrie 46-iulie 47 s-au născut 60.600 de copii, dar au murit 148.975 de persoane. Prin urmare, doar în 10 luni, mortalitatea a depășit natalitatea cu 88.340 de persoane. Mă scuzați că dau aceste cifre, însă mie mi se par foarte relevante pentru cei care încă mai pun sub semnul întrebării anumite aspecte ale acestei tragedii din RSS Moldovenească. La 27 februarie 1947 erau înregistrate mai mult de 40 de cazuri de canibalism, majoritatea fiind produse în luna ianuarie a acelui an. Sunt documente în acest sens, pot fi găsite. În acest context menționăm că este extrem de dificil de calculat numărul celor decedați numai de foame. Suntem convinși că nici nu este nevoie, deoarece majoritatea, adică ar fi dacă le-am putea găsi, dar nu pentru a convinge pe cei care nu se lasă convinși. Deoarece majoritatea absolută a deceselor din acest an era cauzată direct sau indirect de foame. Totuși, foarte estimativ, în limitele statisticilor accesibile și mai ales a valabilității metodologiei de calcul, putem afirma, până la proba contrarie, bineînțeles, că în Moldova Sovietică au murit de distrofie alimentare între 150 și 200 de mii de persoane. Lucrul acesta este cunoscut. Probabilitatea cifrei este mare, deoarece nu este clar raportul dintre numărul morților înregistrați, numărul real al celor decedați și mai ales nu există o viziune și o abordare clară în ceea ce privește morbiditatea și mortalitatea cauzate de foamete din aceea. În cifre absolute, în Uniunea Sovietică au murit circa 2 milioane de oameni. Cel mai mare număr de morți a fost înregistrat în Rusia, urmată de RSS ucraineană și Moldova Sovietică. Însă, raportat la mie de locuitori, cel mai înalt nivel al mortalității a fost în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Acum, întrebarea. A fost oare posibilă evitarea foametei din anii 46-47? Consecințele războiului, cum le-am numit noi, seceta, acestea erau și mai sunt argumentele utilizate în abordarea cauzelor tragediei din anii 46-47. Indiscutabil, seceta din acei ani, de după război, a fost una din cauze dificultăților apărute în agricultura Moldovei. Impactul secetei însă era exagerat, am spus, în scopul justificării rechizițiilor.
Foamete a fost generată nu de slăbiciune, de neputința familiilor țărănești în raport cu seceta, ci de putere nelimitată a Partidului Comunist, care nu numai că nu a stopat, dar dimpotrivă a accelerat extinderea foametei. Foamea putea fi evitată, putea fi stopată de la începutul acesteia. În Uniunea Sovietică, în RSS moldovească în mod deosebit, foamea a fost rezultatul activității Partidului Comunist Bolșevic și a structurilor statului sovietic. Statul sovietic avea resursele necesare pentru asigurarea populației cu strictul necesar și stoparea mortalității de foame. Dovadă în acest sens servesc cifrele. Conform investigațiilor istoricilor din Rusia, la 1 februarie 1947, rezerva de stat a Uniunii Sovietice, a spus și domnul Țăranu, dispunea de 10 milioane de tone cereale. Nu era mult, dar mai mult decât la începutul anului 1946. Pentru necesitățile interne, pentru întreținerea armatei și a funcționarilor de toate nivelele, pentru rațiile oferite muncitorilor, oamenilor de știință, colaboratorilor instituțiilor de represare, au fost utilizate 5,7 milioane tone de cereale. Din cantitatea rămasă era posibil și salvarea înfometaților din zonele calamitate, inclusiv din RSS moldovenească. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, în 1946, Uniunea Sovietică a exportat cereale. În Uniunea Sovietică, exportul cereale constituia o sursă importantă de obținerea valutei străine, dar era utilizat și mai ales ca pârghie a marii politici. După război, politica devine principalul mobil al comerțului extern cu cereale. În 1946, Uniunea Sovietică a exportat mai mult de 1 milion de tone de cereale, inclusiv în Franța, 500.000 de tone. Aspectul politic al acestui ajutor era susținerea comuniștilor francezi și consolidarea imaginii acestora în alegeri. Cerealele erau de asemenea exportate în calitate de ajutor, între ghilimele, în Bulgaria, România, Polonia, Cehoslovacia, Berlin și în alte țări. Acest zel umanist, între ghilimele, al conducerii de la Kremlin, poate fi explicat numai plecând de la rațiuni politice. Adică, din Uniunea Sovietică primeau cereale țările în care comuniștii se aflau în anticamera puterii. Nu poate fi neglijată nici cantitatea considerabilă de produse agricole luată din colhozuri și din gospodării țărănești individuale, care a putrezit la punctele de recepție și în magazinele improvizate. Statul nu era capabil să asigure condițiile elementare de depozitare a cerealelor. Conform rezultatelor investigațiilor, istoricului rus Zima, în anii 46-47, Uniunea Sovietică a mucigăit și putrezit circa 1 milion de tone de grâne. În 46-47, accentuez. Cantități considerabile de rezerve de cereale erau permanent furate. Numai în trimestrul al treilea anului 46 au fost reținute 20.120 de persoane care furaseră cereale. 77% dintre aceștia erau înșiși colaboratorii ministerilor, inclusiv 1.260 de agenți de pază. Prin urmare, mortalitatea în masă de foame nu a fost rezultatul secetei, ci a politicii economice și sociale a regimului totalitar comunist și față de populația din RSS moldovenească, a sistemului sovietic de acces la produsele alimentare. Responsabilitatea principală pentru decesul sutelor de mii de persoane în RSS moldovenească aparține conducerii de la Moscova și Partidului Comunist Bolșevic, conducerea Partidului Comunist Bolșevic de la Moscova, așa, a biroului Comitetului Central al Partidului Comunist pentru RSS moldovenească, o mare pacoste pentru Republicii Naționale în perioada aceea, a conducerii de partii de la Chișinău și structurilor bolșevice din județ și raioane, alături de Stalin și conducerea de la Kremlin, vinovați de morbiditate și mortalitate de foame, sunt Comitetul Central al Partidului Comunist din Moldova și primul secretar Sologor, Consiliul de Ministri și președintele acesta Nicolae Kovă, împuternicitul Moscovei pentru colectare și cereale Sâci și alți demnitari care decideau destinul cetățenilor sovietici. Conducerea Partidului Comunist de la Chișinău poartă vina pentru organizarea măsurilor privind rechiziționarea produselor agricole, care a constituit cauza principală a îmbolnăvirii și deceselor rămase. Politica promovată în 46-47, ca și în anii următori, ignora în totalitate normele morale fundamentale obligatorii pentru instituțiile statului. Pentru aceste crime, regimul comunist trebuie condamnat la modul cel mai dur, independent de faptul dacă lipsirea populației de strictul necesar de produse alimentare, care a cauzat decesul a sute de mii de persoane, a fost sau nu a fost crimă în sensul juridic. Regimul totalitar comunist trebuie condamnat, mai ales că încă nu dorește să-și
recunoască vină, dar mai dorește să acceadă la putere și să mândrească. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule profesor. Cu certitudine, o documentare și o cunoaștere detaliată a acestor crime este unul din remediile nostalgiei după comunism și resentimentul imperial. Cu următoarea comunicare vine domnul profesor, doctor habilitat, Anatol Petrenko. Domnul profesor, vă rugăm. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi, stimați participanți la această masă rotundă. În cele ce urmează vreau să vorbesc despre foamea ca instrument criminal în mâinile bolșevicilor, în tentativa lor de realizare unor scopuri utopice. Vreau să spun că fenomenul acesta dureros din istoria poporului nostru nu a fost unul izolat și nu rămâne izolat de celelalte care s-au desfășurat în spațiul în care trăim. Și aici eu aș vrea să încep cu poziția celor care au condus Uniunea Sovietică a Partidului Bolșevic în frunte cu Vladimir Ilici Lenin și să amintesc, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți aceste lucruri. Rusia țaristă s-a mai confruntat cu acest fenomen tragic și una din ultimele fenomene tragice a fost în 1891-1992 și Lenin, care era atunci tânăr și examina situația, s-a bucurat de această foame, pentru că pentru Lenin însemna revoluționarizarea oamenilor și apropierea revoluției proletare. Deci pentru dânsul, pentru Lenin personal, nu a fost ceva de groază, ceva care să oprească sau să ajute înfometații. Nu, dimpotrivă, el se bucura și spune că asta este o rezervă a revoluției proletare. Acum, tot Lenin, în ajunul puciului din octombrie 1917, s-a gândit nu cum să vină bolșevicii la putere, pentru că în fond îi pregătise această lovitură de stat. Era important cum să mențină puterea bolșevicii, cum să mențină puterea. Și atunci a tras concluzia că pentru a menține această putere trebuie să ia sub controlul statului repartizarea produselor alimentare, sub sloganul cine nu lucrează, nu mănâncă. Această lovitură de stat a provocat un război civil foarte sângeros în Rusia și foamea care a cuprins regiuni întregi ale Rusiei. Și avem documente, eu mă refer la documentele lui Guzun. Eu cred că cunoașteți dumneavoastră aceste lucrări a lui Vadim Guzun. Ceea ce ține în mână este Rusia înfometată, acțiunea umanitară europeană, documente din arhivele românești 1919-1923 și mai are dumnealui. Dar este volumii mari, 900 de pagini, 890 de pagini, foamea pipiletca și ferma colectivă 1926-1936, documente diplomatice românești. Adică avem documente necesare care demonstrează foarte clar că statul comunist, stat sovietic, nu a făcut nimic pentru a salva oamenii. Știți că în timpul războiului civil s-a promovat politica comunismului de război, care însemna de fapt rechiziționarea tuturor produselor alimentare, gratis și așa mai departe. Ei, iată, în așa situație vreau să amintesc de cunoscutul trădător Quisling, norvegian. Dar cum a ajuns el să fie anticomunist și antibolșevic? El a fost ambasador al Norvegiei în Rusia țaristă, era căsătorit cu o rusoaică, știa limba rusă. Deci atunci când s-a produs această tragedie în regiunea râului Volga, el a mers acolo cu ajutoare umanitare. Și care a fost surpriza lunii plăcute? Că tocmai bolșevicii au fost împotrivă ca aceste ajutoare să ajungă la destinație. Iar de atunci el s-a schimbat atitudinea față de bolșevici și la momentul potrivit, mai târziu sigur că atunci când Norvegia a fost atacată de germani, el s-a dat de partea lui Hitler ca să lupte împotriva bolșevicilor. Pentru că Hitler, știți că a avut această lozincă să lupte împotriva bolșevicilor. Deci nu întâmplător lucrurile astea. Acum în ceea ce privește
perioada anilor 1932-33. S-a vorbit aici și Anatol Țăranu a vorbit despre Holodomorul din Ucraina. Holodomorul înțeles de parlamentul, de statul ucrainean ca genocid, ca să fie recunoscut ca genocid trebuie să fie știut și cunoscut și în restul lumii și respectiv să fie recunoscut de parlamentele altor state. Și aici atenție ce vreau să vă spun eu. Acest Holodomor a atins și fosta Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, adică și ceea ce am moștenit noi de la URSS, aceste raioane din stânga Nistrului, populația din aceste raioane, de asemenea a fost a trecut prin acest genocid și asta ne ajută, ajută autoritățile, cred eu, ar trebui să ajute autoritățile din Republica Moldova ca și foametele în 1946-47 să fie recunoscute ca genocid, pentru că deja precedent avem. Dacă locuitorii din RSS moldovenească au trecut prin genocid și asta este recunoscut la nivel internațional, atunci ne vine mai ușor, ar trebui să devină mai ușor și pentru Republica Moldova. Despre ceea ce a fost aici în Republica Moldova, RSS moldovenească, s-a vorbit. Eu vreau să amintesc colegilor că Partidul Bolșevic a fost, așa s-a prezentat ca unul care reprezintă clasa muncitoare. Pentru Partidul Bolșevic, întotdeauna țăranii erau considerați ca o clasă reacționară, ca o clasă înapoiată, ca una care trebuie în perspectivă să dispară. Și asta s-a promovat. Deci și toate foametele, aceste fenomene ale foametei au suferit în primul rând țăranii. În primul rând țăranii. Deci nu întâmplător. Și aici și Republica Moldova. În orașe erau cartiere alimentare și orășenii de bine de rău au supraviețuit, însă cei care au murit în masă și de distrofie și de alte boli au fost anume țăranii. Acum s-a vorbit aici despre războiul din Ucraina. Într-adevăr, am observat că agresorul rus de astăzi a atacat rezervoare cu motorină tocmai pentru ca să nu permită agricultorilor ucraineni să-și prelucreze terenuri, să semene grâu, dar Ucraina este una din exportatorii principali de grăunțase în diferite state ale lumii. Deci iată că această priveștere a foamei, ea tot are un responsabil. Și acest responsabil este Kremlinul. Ca și în trecut și astăzi, în 2021, tot Kremlinul poartă vina pentru ceea ce se întâmplă. Și aceste embargouri internaționale duc la ridicarea prețurilor la alimente în Rusia, dar este firesc acest lucru. Cineva trebuie să poartă vina pentru agresiunea care s-a creat. Acum vreau să spun că noi în cadrul programului, și domn Virgil Berlădeanu știe, în programul de stat cu privire la recuperarea memoriei victimelor regimului totalitar, am pus în fața Parlamentului, am avut o inițiativă în fața Parlamentului Republicii Moldova de a comemora victimele regimului, victimele foametei. Și acest demers pe numele lui Adrian Candu era președintele Parlamentului, a ajuns la Ministerul Justiției și de la Ministerul Justiției în câteva fraze ne s-a spus că Republica Moldova nu are bani pentru ca să comemorăm, să menționăm cumva memoria celor care au murit. Eu vreau să spun că 200.000, a spus colegul Ion Șoșcan, 150-200.000 de victime, mult mai mult decât persoanele deportate în cele trei valuri ale basarabienilor de aici de la noi în Siberia. Adică mult mai multe familii au avut de suferit de pe urma foametei. Și asta nu înseamnă că trebuie să faci o comparație, oricare crimă este de acuzat. Dar oricum trebuie să constatăm cu regret că noi nu avem astăzi decât cu foarte mici, foarte mici excepții. Nu avem monumente. În Chișinău nu avem un monument ale victimilor foamei, unde așa cum s-a vorbit și domnul Brălădeanu a vorbit, nu au oamenii un loc unde să meargă să pună un buchet de flori. De aceea este bine că Parlamentul Republicii Moldova, și aici fără îndoială, Vasile Șoimarov a fost cel care a
a promovat, a dus la bun sfârșit acest proiect de lege. Este bine că a fost aprobat acest proiect de lege, însă se cere și de la noi istorici, și de la societatea civilă să mai facem un pas, să argumentăm cât putem noi de mult că politica promovată de Partidul Bolșevic, care a fost la guvernare și care se face vinovat de ceea ce s-a întâmplat aici, această politică a fost de fapt un genocid. Asta trebuie să spunem. Iar în ceea ce privește actualii comuniști și socialiști, care așa de tare se împotrivesc acestor decizii, pe mine mă mire. Știți de ce? Pentru că avem un caz cu președintele Turciei, deci Atatürk, atunci când a declarat independența Republicii Turcie față de Imperiul Otoman și l-au întrebat, dar de ce faceți lucrul ăsta? El a spus foarte clar, noi nu putem răspundere pentru crimele comise de Imperiul Otoman. Adică același principiu și acum, dacă Uniunea Sovietică a dispărut, dacă noi ne-am dispărțit de trecutul acela, nu mai poartă vina acești cetățeni de astăzi pentru crimele Partidului Bolșevic care au fost. Asta este de acum moștenirea istoricilor. Istoricii trebuie să ocupe aici și nu oamenii politici care să își asume ei aceste, cum să vă spun, ca și cum ei poartă vina și noi îi învinim pe dânșii. Deci eu vreau să trag aici câteva concluzii. S-a făcut mult, este adevărat ceea ce a făcut și Anatol Țăranu și s-au publicat acele documente în 1992. Acolo sigur că au fost niște temeri, pentru că mai era lumea în viață și cazurile de canibalism nu au fost atunci publicate din frica asta ca nu cumva lumea să se răzbune. Eu mai trecut de atunci 20 de ani. Lumea s-a mai schimbat. Eu cred că a venit timpul ca noi istoricii să examinăm, fără frică, să examinăm ceea ce a fost și să scriem așa cum au fost în realitate. Trebuie să promovăm ideea asta că crima se încadrează perfect în ceea ce spunem noi genocid. Și trebuie sigur că să insistăm cât putem noi de mult ca să menținem memoria acestor oameni, cumva să aducem argumente că e bine să fie ridicate monumente. Este suficient să mergeți la Odessa, să vedeți acolo monumente în memoria celor care au murit în timpul foamei. La Kiev este un memorial întreg acolo, cu fetița care stă cu trei spice strânsă la piept, că pentru trei spice în Uniunea Sovietică, după ce era recoltat greu, dacă găseai trei spici, făcea ani de grei de pușcărie. Deci toate acestea, se pare că ucrainienii, nu că se pare, scuzați, este la sigur, ucrainienii sunt mult mai departe ca noi. Și noi trebuie să luăm exemplul lor acolo unde mai avem de completat și să demonstrăm că aici au fost rechiziționate cu bună știință, produse alimentare și s-au luat absolut tot. Până și ceapă s-a luat, și usturoi de la țărani. Și sigur că a fost o crimă comisă de sovietici, de bolșevici, și sunt cei care poartă vina pentru ceea ce s-a întâmplat. Eu vă mulțumesc pentru atenție și știți cum, spor la treabă, avem de lucru noi istorici și societatea și parlamentul și noi toți. Noi trebuie să comemorăm memoria celor care au murit fără vină, pentru că nu li s-a dat voie să iasă din sate. Știți că n-aveau pașapoarte, fără pașaport nu puteai să cumperi bilet. Adică era un sistem foarte bine pus la punct ca să diminueze, să nimicească cât mai multă populație de la sate, ca să-i convingă pe urmă să meargă în colhoz. Dumneavoastră știți foarte bine că imediat după foamete toată lumea a fost de acord. Acum asta am vrut să spun, că scopuri utopice. Întotdeauna au fost niște scopuri politice. Atunci cu Holodomorul, scopul era sigur că să motiveze să intre în colhoz și să lichideze intelectualitatea ucraineană. Iată că n-au reușit până la urmă. Aici au vrut să facă colhozuri la noi
Și spuneți-mi, vă rog, unde există un colhoz acum în Republica Moldova, ca să fie așa o fermă agricolă prosperă și toată lumea să iei ca model. Nicăieri. Deci este niște scopuri utopice și pentru realizarea unor utopii au omorât bolșevici, au omorât milioane de oameni. Și asta trebuie să avem în vedere. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnul profesor. Cele realitatea noastră sunt absolut rezonabile, sunt argumentele istoricilor, sunt realitățile de care trebuie să știm. Împreună am realizat un program de stat, lucrările care prevedeau foarte multe lucrări de teren, studii de teren, și am văzut foarte multe emoții atunci când martorii povesteau despre această perioadă și această crimă produsă de regimul totalitar comunist. Colega noastră, doamna doctor Didia Pădureac, a participat în modul cel mai activ la acest program de stat. S-au publicat documente, colecții de documente, mărturii, s-au făcut studii și cred eu că următoarea comunicare va reflecta acest nivel și această etapă de cercetare. Doamnă, vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc mult. Mult stimate domnule director, stimați profesori, dragi colegi, bună ziua tuturor. E dureros să constatăm că în condițiile periculoase în care la vecinului nostru din Est se consolidează un regim neototalitar, încă mai avem lecții de istorie la care suntem restanțieri. De la proclamarea independenței Republicii Moldova și până în prezent, au rămas subiecte din trecutul sovietic al teritoriilor dintre Prut și Nistru, care la nivelul instituțiilor statului nu au primit o apreciere clară și argumentată, generând astfel stereotipuri defectuoase comunicării dintre generații. Unul din aceste subiecte este foametea din RSS moldovenească din anii 46-47, deoarece aspectul criminal al atrocităților comise de regimul comunist nu a fost cercetat din perspectiva normelor juridice internaționale, ba mai mult, nici nu a fost creat un cadru legal național care a recunoaște statutul de victime ale regimului comunist persoanelor care au suferit din cauza foametei. Această situație lasă loc de interpretare și provoacă un dezechilibru dintre realitatea de atunci și viziunile contemporane. Cercetarea foametei în calitate de crimă imprescriptibilă împotriva umanității reprezintă tema prin care instituțiile statului, mediul academic și cel social își pot asuma dreptul de a pune sub acuzare oficială și publică actele de injustiție care țin de trecutul sovietic al Basarabiei. Astăzi o să vorbesc despre fenomenul foametei în vizorul prevederilor dreptului internațional, și anume relația dintre caracterul foametei provocate de regimul comunist în RSS moldovenească și trăsăturile specifice crimelor contra umanității. În acest context, mă voi opri la trei aspecte reglementate de legislație internațională în vigoare: ce presupune crima internațională, crima împotriva umanității și crima imprescriptibilă, pentru a urmări dacă ceea ce s-a întâmplat în anii 46-47 în RSS moldovenească are caracteristicile unei crime imprescriptibile împotriva umanității, așa cum acest gen de crimă este indicat în legislația internațională. Potrivit definiției juridice, crimă, citez, este o infracțiune foarte gravă săvârșită contra legilor penale sau morale. În cazul foametei a persistat și aspectul penal, deoarece au murit oameni fără vină, și aspectul moral. A suferit toată populația, cu excepția nomenclaturii de partid. Deducem că, prin foamete, oficialitățile au săvârșit o crimă gravă și au privat de drepturi elementare majoritatea oamenilor, provocându-le moartea în condiții severe. Deși după sfârșitul războiului 2 mondial, țările și-au asumat o serie de obligații pe arena internațională, în vederea protecției drepturilor omului, niciun stat democratic nu era dispus să acționeze împotriva fără de legilor din Uniunea Sovietică, aflate în rândul celor mai importanți învingători asupra fascismului. În doctrina juridică,
crime internaționale, citez, sunt încălcări grave ale normelor de comportare convenite de state care afectează sănătatea omenească în ansamblu și în raport de natura faptelor comise, ele au fost divizate în crime contra păcii, crime de război și crime contra umanității. Noțiunea crimă împotriva umanității intră în circuitul internațional după al doilea război mondial. Statutul Tribunalului Militar Internațional de la Nuremberg, articolul 6, și Statutul Tribunalului Militar Internațional de la Tokyo, articolul 5, printre crimele împotriva umanității, menționează exterminarea, supunerea la sclavie, deportarea și orice alt act inuman întreprins împotriva oricărei populații civile. Această interpretare se făcea preponderent pentru perioadele de război. Tribunalul Internațional Penal pentru fosta Iugoslavie în anul 93, Tribunalul Penal Internațional pentru Ruanda în anul 94, Curtea Penală Internațională în anul 2002, elimină conectarea crimelor contra umanității cu starea de război sau declanșarea acestuia și fac referire la un atac generalizat sau sistematic împotriva unei populații civile. Pornind de la această constatare și de la ideea că, citez, infracțiunea internațională este fapta constând dintr-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de o persoană în calitate de agent al statului sau în nume personal prin care se încalcă drepturile și interesele ocrotite de dreptul internațional, putem afirma că foametea din rese, citat închis, putem afirma că foametea din RSS moldovenească, provocată de autoritățile sovietice prin acțiune, acestea sunt impozitele, livrările exagerate față de stat în condițiile unei recolte mici de care au vorbit și domnul profesor Petrenko și domnul profesor Șișcanu și domnul Anatol Țăranu, sau inacțiune, acordarea unui ajutor lent și defectuos persoanelor bolnave de distrofie, măsuri ineficiente pentru a salva viața oamenilor, a fost o crimă împotriva umanității. Potrivit Convenției asupra imprescriptibilității crimelor de război și a crimelor contra umanității, adoptată la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 1968, acest gen, litera I, respectiv această prevedere, acest gen de crime nu au termen de prescripție. Citez. Sunt imprescriptibile crimele contra umanității, indiferent dacă sunt comise în timp de război sau în timp de pace, cum ar fi exterminarea, supunerea la sclavie, deportarea și orice alt act inuman întreprins împotriva oricărei populații civile, chiar dacă aceste acte nu constituie o violare a dreptului intern al țării în care au fost comise. Citat închis. Printre acțiunile calificate crime contra umanității figurează și genocidul, despre care astăzi s-a mai vorbit. În Ucraina, foametea provocată de regimul comunist a fost declarată genocid prin legea din 2006. Poziție susținută și de unii juriști din Republica Moldova. În conformitate cu prevederile Convenției pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid din 48, printre caracteristicile genocidului se regăsește și, citez, supunerea intenționată a grupului la condiții de existență care antrenează distrugerea fizică totală sau parțială. Citat închis, articolul 2, litera C. Elementele constitutive ale crimelor adoptate de Adunarea Generală a Statelor Părți în anul 2002, cu rol în interpretarea și aplicarea articolelor Statutului Curții Penale Internaționale la articolul 6.2, stipulează expres că subiectele pasive ale infracțiunii sunt persoana sau persoanele ucise de făptuitor în cadrul genocidului care aparțin unui grup determinat național, etnic, rasial sau religios. Iar același articol, punctul 1, stipulează expres ca element constitutiv că făptuitorul a ucis una sau mai multe persoane. Omuciderea define genocid
când intenția aflată în spatele acestui act se referă la un grup, persoanele fiind ucise nu pentru un motiv particular fiecare, ci pur și simplu pentru că sunt membri ai unui grup. Acțiunile puterii sovietice și politica sa fiscală, abuzivă, în timpul foametei, față de deținătorii gospodăriilor individuale țărănești, ca un grup determinat, grup național, ca cetățeni a RSS moldovenești. Național, în sens juridic, presupune apartenența unei persoane fizice la o anumită națiune, apartenență ce este susținută prin cetățenie, element uman al statului ce rezidă într-o grupare de persoane stabilite pe un anumit teritoriu și supuse suveranității respectivului stat. Ar putea fi calificate ca elemente ale genocidului. Republica Moldova, prin hotărârea Parlamentului din 91, a aderat la instrumentele juridice internaționale referitoare la drepturile omului, Convenția asupra imprescriptibilității crimelor de război și a crimelor contra umanității și la Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid. Și deci și-a asumat responsabilitatea să le respecte. Crimele contra umanității se deosebesc de infracțiunile de drept comun prin unele trăsături proprii, în special prin gravitate deosebită, caracterul de masă și mobilul săvârșirii lor. Caracterul de masă al crimelor contra umanității se manifestă prin numărul mare de victime pe care le produc asemenea crime, fiind îndreptate împotriva populației civile ca atare, nu a unor indivizi izolat. În acest sens, articolul 7 al statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale, care a fost ratificat de Parlamentul Republicii Moldova în 2010, intitulat Crime împotriva umanității, prevede în paragraful 2 litera B. Citez: prin exterminare se înțelege îndeosebi fapta de a impune, atenție, cu intenție condiții de viață ca privarea accesului la hrană și la medicamente, cu scopul de a antrena distrugerea unei părți a populației, citat închis. Rămâne să constatăm dacă în timpul foametei din RSS moldovenească, în anii 1946-47, a persistat 1. Un număr mare de victime, 2. Exterminarea populației prin privarea accesului la hrană și 3. Persecutarea unor colectivități, fiindcă acestea sunt caracteristicile crimei împotriva umanității conform legislației în vigoare. Numărul mare de victime provocate de foamete poate fi stabilit în baza documentelor de arhivă și a celor de istorie orală. Și la acest subiect astăzi deja s-au referit colegii și au menționat că circa 10% din populația RSS moldovenească, și mai grav este că marea parte a acestora erau totuși din dreapta Nistrului, deci dacă urmărim statistica pentru acea perioadă, au murit din cauza foametei. Deci aici nu o să aduc multe argumente, deși am fixat și foarte multe mărturii din, a victimelor care au supraviețuit foametea. O să mă refer și la următorul aspect, da? Cauza principală care de fapt a provocat sporirea mortalității a fost distrofia și lipsa de alimente. Potrivit statisticii oficiale, mortalitatea în sate era mult mai mare decât în orașe, subiecte care astăzi deja au fost explicate aici în cadrul acestei mese rotunde. Deși nu există o statistică definitivă a numărului persoanelor decedate în RSS moldovenească, totuși este cert că a suferit toată populația acestor teritorii, evident cu excepția nomenclaturii de partid. Deci această situație este reflectată și în documentele de arhivă și în documentele de istorie orală. Punctul 2. Exterminarea populației prin privarea accesului la hrană s-a manifestat în fiscalitatea excesivă și aplicarea măsurilor represive pentru a constrânge populația să achite rechizițiile față de stat.
Și la acest subiect astăzi s-au adus mai multe argumente și le găsim aceste argumente în lucrările care și documentele care au fost publicate de domnul Anatol Țăranu, de domnul Valeriu Pasat, de domnul Ion Șișcan, Ion Țăranu. Mulțumim mult, Anatol Țăranu, mulțumim mult celor care au făcut posibil accesul la documentele din arhivă și publicului, și publicului larg. Nu o să mă opresc aici la cifre, fiindcă multe din ele deja au fost prezentate. Doar o să spunem următorul lucru, că în 1946, așa cum menționează și Anatol Țăranu, Republica abia de se putea asigura cu cereale, având careva rezerve din anul precedent. În această situație dificilă, autoritățile de la Kremlin au fixat planul Republicii de livrare a cerealelor la stat într-un volum foarte mare, provocând, evident, o adevărată catastrofă umanitară în aceste teritorii. Și al treilea aspect, persecutarea unor colectivități. Se evidențiază în cazul persoanelor cu gospodării țărănești individuale, întrucât cea mai mare parte a impozitelor și livrărilor erau pe seama acestei categorii sociale. Statul promova o politică de susținere într-un fel și privilegiere a colhozurilor, majoritatea din care totuși se aflau la acel moment în stânga Nistrului. Și dacă comparăm datele statistice, în multe raioane din stânga Nistrului natalitatea era mai mare decât mortalitatea, pe când în dreapta Nistrului depășea de câteva ori mortalitatea, depășea natalitatea. Refuzul de a achita livrările către stat era calificat drept sabotaj și pedepsit de către stat cu închisoare. Aici avem iarăși și documente și mărturii în care se arată foarte clar pentru faptul că persoana nu a putut să achite 50 kg de greu statului, a făcut 5 ani pușcărie. Deci iarăși datele statistice și documentele de arhivă ne demonstrează acest lucru. Din majoritatea cazurilor penale care erau deschise pentru persoanele care nu achitau impozite, erau cele din gospodării țărănești individuale. Ba mai mult, pe lângă faptul că făceau pușcărie de la 7 la 5 ani, li se confisca averea în acest caz. O altă situație de nedreptățire a deținătorilor de gospodării țărănești ține de cartelele alimentare, despre care astăzi tot s-a vorbit, și despre pâinea comercializată și ajutorul alimentar, care în 47 a început un pic să vină. Deși toți locuitorii Republicii aveau nevoie de ajutor, cartelele alimentare erau acordate doar persoanelor care erau angajate în câmpul muncii și cele care se aflau la întreținere. Țăranii care nu făceau parte din colhoz aveau mici șanse la un astfel de ajutor. Și în concluzie, există suficiente dovezi care indică sub aspect juridic internațional că foametea din RSS moldovenească din anii 1946-47 este crimă împotriva umanității. Numărul mare de victime, persecuția oamenilor, sunt argumente prin care se impune necesitatea condamnării oficiale a regimului de ocupație sovietică în teritoriile dintre Nistru și Prut și declararea la nivel național și internațional a foametei provocate de oficialitățile sovieto-comuniste din RSS moldovenească în anii 46-47, drept crimă contra umanității. Și un astfel de apel a fost făcut și de către istorici, juriști, arhivari din Bălți, care încă în anul 2017 au adunat suficiente argumente ca să demonstreze că ceea ce s-a întâmplat în anii 46-47 a fost o crimă contra umanității. Mulțumesc mult! Vă mulțumim! Știu că avem și o adresare, cred eu, ca un rezultat acestei mese rotunde pregătite pentru finalul și concluziile acestei mese rotunde. S-a lucrat asupra textului undeva. Acest text își are rădăcinile în adresarea care s-a făcut câțiva ani în urmă, dar din Parlament am primit un răspuns care o cunoaștem și despre care s-a vorbit. Dacă doamna Lidia Pădureacu vrea să citească această adresare și care, cred eu, merită să fie pusă în discuție. Doamna Lidia?
Da, mulțumesc. Stimați colegi, este lucrul întregii echipe și ceea ce s-a realizat și în cadrul programului de stat, dar ceea ce facem și în prezent. Dacă îmi permiteți, dau citire către Parlamentul, Președinția și Guvernul Republicii Moldova. Cel de-al doilea război mondial a rămas în istoria universală ca un fenomen regretabil care a produs un număr dramatic de victime, suferințe și traume ireversibile urmate de extinderea în forță a regimului totalitar comunist în estul Europei. Prin dictatul regimului stalinist-comunist, în 1940 a fost creată și reînființată în 1944 RSS moldovenească, iar organele puterii sovietice au pus în practică planul criminal de deturnare a structurii sociale-economice și culturale a regiunii aflate sub ocupație. Una dintre cele mai odioase crime comise față de populația din RSS moldovenească fiind organizarea foametei din anii 46-47. Studiile științifice, culegerile de documente, memoriile și mărturiile martorilor oculari reflectă amploarea acestei tragedii produse în spațiul prut-înistrean. Rezultatele cercetărilor denotă că foametea organizată din anii 46-47 a răpit viața a peste 200.000 de oameni, circa 10% din numărul total al populației RSS moldovenești din acea perioadă, marea majoritate fiind din teritoriile din dreapta Nistrului. Scopul acestei acțiuni represive a fost de a suprima calitățile și valorile umane ale oamenilor, încât cei rămași în viață și astăzi sunt marcați de trauma experienței de viață într-un mediu dominant de instinctele supraviețuirii fizice. Mărturiile și memoriile supraviețuitorilor afirmă că foametea a fost pentru locuitorii Moldovei o încercare mai grea decât experiența războiului sau a deportărilor forțate, invocând drept argumente prioritare numărul impunător al victimelor, spectrul larg al grupurilor sociale afectate de acest flagel, profunzimea traumei, prejudicierea sistemului de valori general umane. În pofida acestor constatări, statutul de victimă al persoanelor care au trecut prin foametea organizată de către administrația sovietică în anii 46-47 în RSS moldovenească, rămâne nedefinit până în prezent în Republica Moldova. Pe de o parte, societatea recunoaște și păstrează memoria suferințelor și umilinților la care a fost supusă populația locală în anii 46-47. Pe de altă parte, în Republica Moldova nu există cadrul legal care să recunoască și să condamne crima săvârșită de administrația sovietică în RSS moldovenească prin înfometarea forțată a populației în anii 46-47. Lipsa acestui cadru legitim face imposibil actul de justiție istorică prin conferirea statutului oficial de victimă a foametei organizate în anii 46-47. Pentru toate persoanele care au murit de foamete, înfometare și suferință, atragem atenția că legea din decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice nu menționează sub nicio formă persoanele care au pătimit din cauza foametei organizate a RSS moldovenească, în pofida implicării directe a instituțiilor statului sovietic în provocarea și prin decizii și acțiuni concrete a acestei crime împotriva umanității. Acest lucru ține de datoria societății contemporane din Republica Moldova și totodată este o condiție de recunoaștere și comemorare a victimelor trecutului totalitar comunist din RSS moldovenească. În conitoarea celor menționate, considerăm imperios de necesar recunoașterea publică de către statul Republica Moldova a consecințelor dramatice ale fenomenului foametei din RSS moldovenească în anii 46-47, fapt ce va crea premize pentru conștientizarea la nivelul întregii societăți a traumei multiaspectuale provocate de regimul totalitar comunist
prin înfometarea propriilor cetățeni. Este plauzibil faptul că Parlamentul Republicii Moldova, prin decizia din aprilie 22, a instituit ziua comemorării victimelor foametei. În același timp, în vederea promovării principiului de corectitudine, se impune necesitatea adoptării unei legi prin care victimele foametei din 46-47 să fie reabilitate moral, așa cum a procedat statul vecin Ucraina, care în 2006 a adoptat legea privind foametea din anii 32-33, manifestând respect față de fiecare cetățean care a fost afectat de tragedia și respectiv trauma foametei organizate de autoritățile sovietice în RSS ucraineană. Timp îndelungat, victimele deportărilor staliniste au evitat să vorbească despre această experiență de viață, trecând sub tăcere această perioadă din viața lor. Or, reabilitarea oficială și recunoașterea publică a statutului de victimă a deportărilor i-a îndreptățit în fața istoriei, redând astfel vocea unei întregi comunități de memorii anterior condamnate la tăcere de discursul oficial. În cazul celor condamnați la foamete de către autoritățile sovietice, statutul public al acestor persoane rămâne incert. Recunoașterea la nivelul memoriei și conștiinței colective a crimei săvârșite de structurile statului sovietic, prin organizarea înfometării populației din spațiul Prutonistrean, nu este reflectată în cadrul legal al Republicii Moldova și, prin urmare, nu conferă sau asigură statutul de victimă a foametei din perioada 46-47 în RSS moldovenească. Supraviețuitorii foametei sunt lăsați până astăzi să se confrunte în singuritate deplină cu trauma trecutului totalitar. Și mai grav, fără a fi îndreptățiți, încurajați prin politicile oficiale ale memoriei să-și asume statutul de victimă și sau martor al acestei perioade dramatice în fața generațiilor care vin. Având argumente pertinente de sorginte istorică și morală, cercetători științifici, conferențiari și profesori universitari, muzeografi, arhiviști și profesori școlari, în scopul cunoașterii complexe a fenomenului foametei provocate de către organele de ocupație în RSS moldovenească în anii 46-47 și impactul regimului totalitar comunist asupra populației din spațiul Pruto-Nistria, educării unei atitudini critice față de regimurile totalitare și în virtutea datoriei morale față de toate victimele comunismului, propunem 1. Modificarea legii Republicii Moldova din 08-12-1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice sau aprobarea unei legi separate, luându-se în vedere necesitatea recunoașterii statutului de victime ale regimului totalitar pentru persoanele care au avut de suferit din cauza foametei provocate de autoritățile sovietice în anii 46-47 și reabilitării memoriei victimelor foametei din RSS moldovenească. 2. Edificarea unui complex memorial dedicat victimelor foametei din RSS moldovenească și consecințelor acesteia și celor care au supraviețuit tragediei foametei din perioada anilor 46-47. 3. Modificări legislative care ar implica recunoașterea foametei provocate de autoritățile sovietice din RSS moldovenească, de rând cu alte crime săvârșite în numele comunismului, drept crimă imprescriptibilă împotriva umanității. Semnat participanții la masa rotundă dedicată consemnării zilei comemorării victimelor foametei organizate din anii 46-47, 15 aprilie 2022. Doamne, acesta este proiectul de hotărâre, stimați colegi. Doamne, vă mulțumim foarte mult. Vreau să zic că textul adresării este coroborat cu opinia colegilor noștri juriști. Și în acest context așteptăm foarte mult comunicarea domnului Andrei Smochină și opinia dumnealui în
referire inclusiv la asupra acestui text care a fost citit. Domnul profesor Andrei Smochină, vă rugăm. Vă mulțumesc mult, mult stimați cercetători, cunoscători, acelei mai mari crime contra basarabenilor. Am ascultat atent discursul dumneavoastră. Cu lux de mănunte ați apelat la datele istorice. M-am pregătit și eu și aș spune multe lucruri, fiindcă am scris mai multe cărți, am pe aici o cărțulie care se numește în limba rusă, am scris-o cu profesorul Ivanov, șef catedră la Institutul Marinii din Odessa. El a scris despre Golodomor jumătate, dar eu am scris despre starea de lucru din Moldova în perioada respectivă. Ce vreau să spun? S-a vorbit mult cu lux de amănunte și nu aș vrea ca să mă repet. Doamna Lidia foarte frumos ați argumentat, vreți zic, faptul că până în prezent, vreți zic, au rămas nepedepsiți autorii represariilor sângeroase care au avut loc nu numai în Moldova. Clar că sunt nepedepsiți și ideologii celui mai atroce sistem totalitar. De ce posibilitate? De acord că considerăm și noi că crimele comunismului nu pot fi diferite justiției în virtutea dreptului penal și a doctrinilor sovietice, fără a se apela la normele dreptului internațional, după cum ați argumentat dumneavoastră. Vreau să zic că, într-adevăr, există mai multe situații care trebuie luate în calcul atunci când abordăm problema foametei organizate în perioada regimului comunist. Într-adevăr, domnul Șeșcan a spus că nu este o noutate, că în pofida secetei dezastrul putea fi evitat, dar dacă oamenii ar fi fost scutiți de așa numită postavcă, sau cum spunea, normă obligatorie de cereale livrată de stat, și dacă nu era exportată recolta de anii precedenți, care s-a vorbit destul de... și era folosită pentru acoperirea necesarului de consum. Clar că s-a demonstrat deja că Uniunea Sovietică a recoltat în acei ani un surplus de grâne și chiar a exportat. A se vedea în lucrările istoricienilor, juriștilor, sociologilor, care sunt autorii unor vaste și subtile literaturi despre dedicate secetei sau cercetării detaliate și analize comparative regimului totalitar. Clar că am început și cu faptul că domnul Valeriu Pasat, încă în 1994, pune la dispoziție un șir documente de arhivă care ne spun despre violența poliției fiscale sovietice și mai apoi vin cu precizări mai mulți cercetători fiind azi prezenți. Dar vreau să zic că foamea, adică calvarul la anilor 46-47, marcat de regimul diabolic al represariilor staliniste, se pierde treptat în istorie, însă nu pot fi uitate rănile adânci provocate de acțiunile stăpânirii de atunci. Domnul Anatol a vorbit despre gospodării individuale, starea de lucru și nu numai și colhozurile. Dar nu mi-e rușine ca să vin și cu anul 1948, adică când vine raiul pe pământ. Iată aici ea, dispun, iată vă arăt mai aproape dacă se vede, vă zic o cărțică de muncă, așa, unde sunt așa, 1948, în 1998, membru colhozului, Miciurin, a avut așa 72 ieșiri la muncă, adică 72 de zile a lucrat, a ieșit la lucru și la sfârșitul anului a câștigat 1,30 rublă. 32 kg de grâu, 146 kg de porumb și floarea sarului 29. Asta e toată. Vine anul 49, 6,30 rubli. 6,30 rubli. Și tot așa, toți anii am. Deci asta este tabloul
și raiul pământ, care încă și mai plăteam, încă și nu numai gospodării individuale țărănești, dar și cei care erau în colhoz, membrii colhozului, aveau normele să dea ouă la stat, să dea lapte, să ducă la stat. Eu mi-amintesc că în 1953, 2 litri de lapte în fiecare dimineață, mama cu mojevaca, îl ducem la lăptărie, cum se numea, și primea numai lapte de dimineața, era mai gras. De seara laptele nu îl primeau, pe timpul acela, înainte când a murit Stalin. Deci, iată, dar totuși sper că în viitor, datorită hotărârii Parlamentului nostru, vreți că vom în fiecare lună aprilie, a treia săptămână, vom comemora deci, victimele foametei organizate. Dacă vorbim despre Golodomor, s-a vorbit despre Ucraina, Ucraina într-adevăr acum are un șir de monumente, iată numai în Odessa, iată aici e un monument care e pus în Odessa Golodomorului. Dar și aici, vă amintesc că pentru prima dată Șerbițkii a vorbit despre seceta din 31-33, tocmai la 25 decembrie 1987. Până la 1987, nimeni, deci și s-a vorbit că din cauza seceții, seceta a adus la Golodomor. Ei, ucrainenii tot comemorează a patra sâmbătă a lunii noiembrie, Golodomorul, în fiecare an, a patra sâmbătă a lunii noiembrie, probabil și a noștri au stabilit această zi a treia săptămână a lunii noiembrie și vom avea posibilitate ca să venim cu noi cercetări, cu noi rezultate, să comemorăm, să depunem, a venit timpul și avem un loc unde să depunem și o floare, datorită acestei comemorări victimelor foametei. Vreau să spun că, încă o dată, că documentele acelor ani de triste amintire dezvăluie clar mecanismul de funcționare a sistemului comunist în Republica Moldova și definește cu claritate similitudinea lui cu procesele analogice din alte regiuni, atât cum Ucraina și nu numai. Nu vreau să vă rețin atenția dumneavoastră, dat fiind faptul că cunoaștem care pas cu pas documentele despre instaurarea dictaturii în agricultură, despre surplusurile naționalizate, cum au fost fixate taxe mai mari pentru lucrările agricole. Toate aceste lucruri le cunoaștem, dar încă avem o rezervă încă de a deveni, de a mai studia, de a mai cerceta acest fenomen care a avut loc la această perioadă. Deci, referitor la la adresarea la care a fost sumarizată de către doamna Lidia Pandureac, și s-ar putea de mai cizelat sau de mai uzat un cuvânt, dar de acum în mod, deci, practic, prin scavă e greu de reținut. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție și vă mulțumesc încă o dată organizatorilor al mesei rotunde dedicate consemnării zilei comemorării victimelor foametei organizate în Republica Moldova. Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi bună în continuare, succes în cercetare și să fim auziți. Dar încă un moment vreau să vă zic că nu pot spune fără îngrijorare că asistăm astăzi la spectacolul orchestrat al unor deputați din opoziție și nu numai, care își asumă riscul de a vorbi în orice chestiune în numele tuturora. Ne poartă irresponsabil despre niște idealuri utopice, susând dezinformarea, simpatizanții lor sunt manipulați în masă, în direcția consolidării unui regim în tipurile, în viziunea purtătorilor de cravată reformatoare. Și dacă facem o analiză mai atentă a fenomenului, demonstrează acut că opoziția moldovenească și nu numai fizice trece, devine tot mai agresivă. Și trebuie să luăm și acest moment în considerație și să venim cu, să ne apropiem de adevăr, când cunoaștem cu toți, cunoaștere istoriei noastre,
în condițiile concrete ale regimului comunist, ne demonstrează că ne apropiem de adevăr. Vă mulțumesc mult pentru atenție încă o dată. Succes! Domnul profesor, vă mulțumim. Opinia noastră este foarte importantă, dat fiind faptul că vine din partea domeniului juridic și cred eu că până luni vom mai transmite acest text pentru a fi coroborat, deci pentru a veni cu unele precizări sau corectări, dacă considerați necesar, perfectări. Iar luni, cred eu că putem deja să-l acușăm pe site-ul Institutului, dacă vom avea aprobarea administrației, ca să fie transmis și la alte instituții și alți colegi, dacă doresc să semneze, să o facă și să se alăture inițiativei noastre. Stimați colegi, da, poftim. Stimați colegi, acum este momentul pentru intervenții. Dacă cineva din dumneavoastră poate și vrea să intervină cu anumite opinii, anumite informații, cu precizări sau întrebări, aveți această posibilitate. Poftim. Cine dorește? Domnul academician Valeriu Pasat, dacă este în legătură, îl rugăm dacă vrea să spună părerea în privința celor relatate. Vă rog. Da, mulțumesc. Eu vă salut pe toți, stimați colegi. În primul rând vreau să felicit pe toți cei care au luat astăzi cuvântul la un nivel foarte înalt, la un nivel și științific, dar și prin prisma patriotismului. Nu am de adăugat nimic, pentru că s-a vorbit foarte concret la temă. Așa, o idee care mă frământă de mulți ani de zile și în rezoluția care s-a propus de doamna Păgăreac să o primim, eu o subsemnez, este această temă referitor la responsabilitatea statului de a educa cetățenii noștri, tineretul, prin prisma istoriei prin care am trecut noi toți, și plusuri și minusuri, toate care au fost. Eu cred că ar fi fost foarte bine dacă această conferință care noi astăzi are loc la inițiativa domnului Virgil Brâladeanu, ar fi fost bine dacă era o conferință la nivel de Parlament, unde putea să fie invitat și pionierul acestei teme, domnul Anatol Țăranu, cu un discurs în fața parlamentarilor, să înțeleagă și cei din, cum a spus și domnul Smuchin, și cei din opoziție, prin ce a trecut acest popor, care trebuie să fie concluziile care trebuie să le ia în calcul fiecare, fie că e deputat, fie că este un cetățean simplu, cred că așa ar fi mai bine. Și doi, cred că ar fi fost foarte bine să fie un plan la nivel de țară și în Găgăuzia și la Bălți și în altă parte, nu numai cu tema foametei, deci tema cu deportărilor și cu alte probleme care au existat în istoria noastră. Cred eu că așa ar fi fost mai bine. Dar la nivel conferință numai la nivel de colegii noștri de institut, eu cred că asta e cam destul puțin. Dar inițiativa domnului Brâladeanu e foarte bună și sper că va lua vânt. Fericit încă o dată pe toți, repet încă o dată, nu am ce adăugat, pentru că discut cu niște savanți de o gradație foarte înaltă în cercetare, așa că Doamne ajută și, repet, ar fi foarte bine că poate și în rezoluția care a fost propusă să fie și niște discursuri la nivel de Parlament, ca să vină specialiști să vorbească acolo, fie că directorul institutului, fie că la nivel de, bine, Academia nu mai există, dar la Parlament, la Guvern, nu știu, eu cred că asta ar fi foarte bine. Vă mulțumesc și sănătate tuturor. Domnule academician Valeriu Pasat, vă mulțumim pentru opinia noastră. Sperăm că demersul nostru, adresarea noastră va fi un punct de pornire, de unde Parlamentul va întreprinde și alte acțiuni și evident că nu se vor limita doar la cele ce noi cerem în această adresare, deși am atins cele mai importante puncte și cred și punctele cardinale ale problemelor legate de această crimă și de memoria victimilor regimului totalitar comunist. Noi vă mulțumim. Altcineva, vă rog, poftim. Referitor inclusiv la text,
Poate cineva vrea să facă niște modificări sau să aducă niște puncte adăugătoare? Ok. Eu, dacă nu există opinii sau intervenții, rămâne să vă mulțumesc pentru prestația dumneavoastră de astăzi. A fost o întâlnire productivă în care s-au atins problemele principale de cercetare și de comemorare a victimilor foametei organizate din anii 46-47. Acest text vă vom pune în circuit. Vor avea posibilitatea colegii și nu numai colegii din institutul nostru, din alte instituții, profesori școlari, arhiviști, muzeografi, cercetători, profesori universitari și conferențiari, toți să participe și să alăture la această inițiativă. Cred eu că vom, după afișarea acestui document și transmiterea lor, vom rezerva pentru procesul ăsta, cred că 10 zile, maxim 2 săptămâni, apoi ne vom adresa cu o astfel de inițiativă către Parlament, Guvern și Președinție. Vom vedea pe parcurs cum vor decurge lucrurile și vă vom informa asupra faptului cum evoluează situația. Și poate, într-adevăr, vom organiza ceva și Institutul va organiza, și nu numai Institutul, va organiza niște audieri parlamentare care sper eu că vor contribui la cunoașterea. Și cred eu că în cazul Partidului Socialist și al Partidului Comuniștilor nu este vorba de cunoaștere, ci mai mult de credință. Dar rămâne să vedem, poate niciodată nu trebuie să ezităm, să încercăm să schimbăm lucrurile și în acest proces avem foarte multe lucruri. Domnul Virgiliu, Ieremia Cristian sunt, aș vrea să adaug eu câteva cuvinte. Într-adevăr, din punctul meu de vedere, mulțumesc antevorbitorilor, excepțional, dar eu sunt doar un biet student la istorie și nu cred că am să mă ridic la nivelul dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, totuși susțin inițiativa, este ceva laudabil, chiar și după atâta timp. Consider că a fost o foamete organizată, din câte am studiat și eu, la fel cum a fost o crimă organizată și ceea ce s-a întâmplat în partea de nord a României, în zona Fântânii Albe, din câte știu. Toate acestea trebuie nu doar consemnate și contabilizate. Într-adevăr, e vremea să le și arătăm. Să le și arătăm, pentru că uitați ce se întâmplă, să aceste crime se repet. E tragic. Încă o dată susțin inițiativa și dacă cumva am ocazia, am să și semnez. Vă mulțumesc mult. Noi vom transmite la instituțiile în raza în care sunt accesibile aceste instituții nouă, deci în Chișinău. Dar dacă este imposibil de rezolvat problema asta, puteți să transmiteți aceeași declarație care va fi afișată pe site-ul institutului cu o semnătură și scanat. Și atunci noi vă alăturăm grupului de cercetători și colegi care vreau să participe la această inițiativă. Vă mulțumesc pentru intervenție, alte opinii. Dacă sunt dintre cei care nu sunt de acord cu această adresare, la fel pot să-și spună părerea. Eu însă mă gândesc că este o muncă a memoriei în care suntem noi toți antrenați, inclusiv ca cercetători, dar și membrii acestei societăți, și o cale care trebuie să o parcurgem cu înțelepciune pentru a ne detașa de acest trecut totalitar, de această mentalitate și adeseori de această nostalgie după acest regim, după acest totalitarism și comunism prin care a trecut societatea noastră. Evident, societatea mai are mult de lucru în direcția asta. S-a lăsat prea multă tăcere asupra acestei teme, neîndreptățit. Autoritățile, majoritatea lor,
la momentul când au fost puși în situație, au recunoscut, dar practic n-au făcut nimic pentru comemorarea, păstrarea și reafirmarea acestei memorii, care trebuie să dăină în interesul societății și am spus în numărate ori acest lucru, aceste lucruri să nu se repete și să nu urmărim constituirea unor regimuri autoritar totalitare în prezent și viitor. Pe exemplu, Federației Ruse, vedem cum au evoluat sau cum au mers lucrurile și, cum mai corect spus, au degradat într-un regim iarăși autoritar și cum societatea aceasta ușor s-a lăsat pradă aceste tentații de întoarcere și resentiment după Imperiul Sovietic. Eu vă mulțumesc pentru prestația dumneavoastră, pentru participare și vă invit să semnați adresarea noastră. Cu siguranță nu este ultimul eveniment și activitate adresată memoriei și cercetării regimului totalitar comunist. Urmăriți acțiunile noastre în continuare și vă invit să participați la ele. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc tuturor succes, sănătate și pace. Mulțumim! Mulțumim inclusiv pentru această inițiativă, domnul Virgiliu Bârlădean, inițiativă care a fost susținută de instituții serioase din Republica Moldova. Mulțumim mult! Și vă mulțumim și dumneavoastră! La nivel de stat.